Cerna, Criș, Siret, nume cu o sonoritate aparte. Sunt ele tracice, sunt ele dacice, au ajuns la noi până în zilele noastre cu o frumusețe acustică deosebită. Toponimia este o parte a istoriei care ascunde în ea secrete ale unui trecut încă nedeșifrat. Bine ați revenit la o nouă emisiune Evenimentul Istoric, alături de profesor universitar dr. Sorin Paliga, a cărui primă pasiune, trebuie să vă fac o destăinuire, a cărui primă pasiune a fost toponimia. Din acest motiv, în momentul în care am pus la cale o emisiune despre toponimia daco-română, domnia sa a fost printre principalele alegeri, întrucât pasiunea depășește cu mult toate celelalte, să spunem, plăceri și meserii, ea rămâne undeva acolo în substratul tău și te determină să lucrezi într-un anumit fel și să înțelegi lucrurile în cu totul alt fel, mult mai profund. Deci, domnule Sorin Paliga, bine ați revenit, bine am găsit o nouă emisiune. Da. Haideți să mai facem câteva dezvăluiri din ceea ce se cheamă o anumită sonoritate. Pentru că, vedeți dumneavoastră, multă lume se întreabă cum suna limba aceea traco-daco română. Cum suna, ce sonoritate avea. Noi avem la un moment dat o astfel de sonoritate, evident filtrată de trecerea timpului, dar care sună îngrozitor de frumos și de interesant. Suntem tot noi acolo, nu? Sună frumos, interesant, dar prima mea pasiune a fost toponimia. Așa cum spuneam într-o discuție mai veche, eu am pornit ca lingvist de la îndemnul profesoarei mele, Anca Irina Ionescu, și vocea de sus care mi-a spus: tu vei scrie despre bani, jupân, stăpân. Și tot stăpân, am ajuns la toponimie. Fac o precizare, toponimie în sens larg, adică nume de locuri, de localități, de râuri, de munți, chiar de regiuni, nu? În sens larg. A fost și acea voce care mi-a răsunat de sus, dar a fost și faptul că în acea perioadă eu studiam latină și un pic de greacă cu Mușu, cu Gheorghe Mușu. Un profesor de referință. Un profesor de referință care poate ar merita o emisiune dedicată. Trebuie neapărat să facem, pentru că peste el lui, greu se poate trece, cu o doză de nesimț mare. El analizase și toponime greci, din Grecia veche, și teonime, de nume de divinități, în încercarea de a identifica vechi rădăcini care vin din fondul pre-indo-european, din cel mai vechi fond din Europa. Și atunci, pasiunea asta lui mi s-a transmis și mie, și căutând să explic anumite cuvinte ale limbii române, am ajuns inevitabil și la toponime. Și am constatat că multe toponime de pe teritoriul României au corespondență cu arealul, în primul rând, cu arealul sud-est european, deci cu teritoriile de azi, ale Bulgariei, fostei Iugoslavii, Grecia, dar în general cu sudul Europei. Ceea ce corespunde, a corespuns și atunci și corespunde și acum, cu teoriile privind culturile neolitice, revoluția neolitică. La un moment dat am intrat în corespondență și cu Maria Ghimbutas și din acest amalgam pasiunea pentru toponimie mi s-a conturat în acest dicționar etimologic recent apărut, da. Eu am și puține toponime, nu multe. De ce? Eu am, într-adevăr, sunt toponimele de substrate, deci tracodace. Am vrut să le menționez, adică acele toponime care nu le pot explica fiind derivate dintr-un cuvânt românesc. Ce înseamnă să fie derivate? De exemplu, localitatea Frumușan. E clar că e de la Frumușanu, care la rândul său este un antroponim derivat din frumos. Dobra, este cuvântul slav, Dobra, bun, și așa mai departe. E vorba de toponime, forme foarte vechi. Și aici eu m-am lovit de o afirmație frecventă în literatura de specialitate, dar complet nejustificată. Că teritoriul României n-ar perpetua toponime vechi, preromane, și că toate sunt noi create pe teritoriul românesc sau influențate de slav. Nu e adevărat. Dar nu este deloc adevărat. Toponimia românească veche, deci preromană, are evidente corespondențe cu toponimia preslavă și preromană din Balcani, deci
teritoriile de azi, am spus, Bulgaria, fostă Iugoslavie, și în general cu sudul Europei, deci cu ceea ce putem identifica în Italia, în, până în peninsula iberică. Și am dat exemple concrete, sunt peste 100, să știți că sunt foarte multe. Deci această pasiune mi-a rămas. Înseamnă că conservatorismul românesc funcționează și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. Să știți că conservatorismul ăsta nu funcționează numai la români, deși teritoriul României are mai multe exemple decât la sud de Dunăre. Și decât la bulgari, de exemplu. Decât la bulgari. Bine, acum și suprafața României e mai mare. Corect. Da, deci ai suprafață mai mare, ai și exemple mai multe. Să știți că și acolo. Și am adus cu mine... Această carte a mea mai veche, nu e lucrarea din influențe romane și preromane în limbile slave de sud. Și aici am un capitol dedicat toponimiei sud-slave de origine nu preromană, deci și preslavă, nu dacă e preromană e și preslavă. Și vreau să veni tracică. Tracică, da, deci chiar tracică pe zona de vest și iliră. Pe zona de vest, deci ceea ce este astăzi Croația, acolo au fost iliri. Da, dar și ilirii și tracii aveau multe în comun. Înainte de a începe de a enumera astfel de toponime, e bine să facem o descriere a perioadei respective pentru ca să se înțeleagă mai bine ce se întâmpla în perioada respectivă, care erau curentele, ce limbă se vorbea sau cu ce dialecte lingvistice erau utilizate în zona respectivă. Da. Un lucru foarte interesant pentru că, la urma urmei, când la un moment dat vorbim despre Cerna, HD-ul spunea că ar fi chiar pretracic. Nu știu dacă este pretragic, dar Cerna, într-adevăr, este atestat în perioada postclasică, în forma dierna, deci zierna. Deci acolo era probabil un sunet pe care grecii rotea, era un ci acolo. Și care, sigur, te-ar duce cu gândul că este influență slavă. Da, este atestat înainte de venirea slavilor. Deci aici, dar să știți că Cerna, să zicem, este un caz, să zicem, aparte, mai dificil. Sunt altele mult mai clare. Dar vreau să revin la... Așa. Vreau să revin la zona sud-slavă. De ce? Am început cu această zonă sud-slavă sau la un moment dat am dezvoltat această zonă sud-slavă? În primul rând că lucrarea mea îmi cerea să mă duc acolo. Da? Dom'le, ei au lucrat foarte mult pe aceste toponime preslave. Adică n-au această reticență că sunt dacomani, că sunt iliromanii. Au lucrat foarte detașat. Nu-i prima oară când îi laud pe bulgari. Nu-i laud în sensul că tot ce spune e bine sau tot ce spune este corect. De exemplu, în anii 60-70, ei susțineau intens ideea că limba tracă era nediferită de limba dacă. Dar și au plecat. Politică. Știm de ce, pentru că era presiunea ideologică la ei epoca Jivkov, la noi epoca Ceaușescu și vreau să fie cât mai diferiți. Au abandonat-o după 90. Deci după 90 nu mai vorbesc de... Să fac o mică paranteză, îmi cer scuze. Să știți că și în domeniul arheologiei merg îngrozitor de bine față de arheologia română. Aici nu mă pot pronunța pentru că nu sunt arheolog și aici spun eu că aveți suficienți arheologi care să și... Cercetarea o fac într-un fel în care... pe la care români s-au uitat de mult. S-ar putea ca unii arheologi români să nu fie de acord cu... Dar evident, asta e tot farmecul. Dar în lingvistică și concret pe toponime, că la asta nu vreau să extind, domnule, stau mult mai bine. Ei deja în anii 70, deci acum o jumătate de secol, aveau liste toponimice serioase, toponimie preslavă, era preromană. Era Institutul de Tracologie, da, în care erau români și bulgari. Dar românii au renunțat la... Și vreau să spun, de exemplu, în afară de bulgari, există o foarte bună carte a unui lingvist croat, Petar Skok, romanist, care ulterior a și elaborat o lucrare din 1950, rețineți, 1950. Deci acum... 75 de ani, aproximativ. El face o analiză extraordinar de bună a toponimiei preslave de pe litoralul Adriatic, al Croației de azi. Și acolo el face nu numai o analiză, el face și o stratificare toponimică. Și vreau să spun că stratificarea lui este absolut perfectă. Adică dacă translatez pe zona României sau a Balcanilor, este exact aceea stratigrafie. Și spune... Stratul pre-indo-european, cel mai vechi, deci limbile din Neolitic. Stratul indo-european ilir. Stratul roman, urmarea cuceririi romane. Stratul slav și așa mai departe. Dom'le, o clasificare perfectă.
o clasificare perfectă și o și exemplifică pentru fiecare situație cu exemple. Multe exemple. Eu, în această carte mea despre influența sau despre aceste toponime, în acest capitol din carte, am citat, sigur, nu e o listă completă. Pe mine m-au interesat exemplele, cum să spun, clare, relevante și care au și relevanță pentru toponimia veche românească, pentru că multe forme sunt similare, dacă nu identice. Iarăși vă întrerup. Dicționarul etimologic român pe care l-ați lansat acum câteva zile în urmă conține noi descoperiri, noi interpretări, are un astfel de toponime, de hidronime? Conține interpretările mele. Evident, evident. Ale mele, da. Interpretările da. Dumneavoastră, evident, sunt bazate pe statutul profesor. Da, și pe ale mele de ce? Despre asta vorbim. Normal, voiam să fac, am făcut aici o mică listă, o am și aici, o să revin imediat la ea. Cât de relevante sunt aceste toponime românești vechi, preromane, și ce frumoase paralele au în arealul ăsta sud-slav, adică, unde ei le-au analizat de mult ca fiind preslave și preromane. Adică aici n-am venit cu practic cu nimic nou, n-am făcut decât să le compar, să le apropie. Uitați-vă aici, uitați-vă aici, sunt la fel. Și o să vă dau imediat câteva exemple în acest capitol despre toponimie. Eu l-am citat pe Scoc. Și clasificarea lui pentru clasificarea, deoarece clasificarea lui nu a fost asimilată în niciuna dintre lucrările de toponimie care au apărut în România. Foarte puține de altfel. Dom'le, niciodată. Nu fac referire la ea. A fost o decizie politică sau științifică? Nu, a fost o decizie, domnul... Pseudo-științifică. Vreau să fiu sincer. Sincer. Este rezultatul ignoranței și comodității. Vreți să fiu sincer până la capăt, ziceți că se poate obține titlul de doctor și făcând chestii ușurele. Evident. Nu neapărat plagiate sau copii, nu. Alegi influența slavă asupra lui limbii române care s-a pritocit de 150 de ani, mai pui ceva și ai făcut lucrarea de doctorat. Scuzați-mi sinceritatea. Domnule, astea sunt chestii grele, pe care le-au deselenit în bună parte alții. Adică, ce-au făcut colegii bulgari, putem arunca, Doamne ferește, de ce să arunci? Că au făcut lucruri bune. Ce-au făcut ei în fosta Iugoslavia? Nu tot, dar sunt rezultate foarte bune. Paradoxul este că ei, pe acest fond preroman și preslav, au lucrat mult mai tenace și mult mai bine decât noi, deși noi în România, pe teritoriul, avem mult mai multe exemple decât acolo. E trist. Și ce se întâmplă? Aș putea fi acuzat că sunt răutăcios. Eu nu sunt răutăcios, eu mă uit pe fapte. Citesc lucrările lor, le adnotez, le bag în bibliografie și le folosesc. Nu e vorba de răutate, aici este vorba de o realitate. Tristă, neplăcută, asta este. Și în arheologie se finanțează descărcarea arheologică și nu cercetarea, drept pentru care am spus tot ce era. Și ce se întâmplă? În România situația n-ar fi fost, nu știu de ce s-a înrăutățit în ultimele decenii. Am aici a treia carte care am adus-o. Istoria limbii române, volumul 2. Primul volum a apărut în 1965, volumul 2 în 69. În volumul 2 avem capitolul scris de Cicero Nepoghirc, la ora aceea profesor de limbi clasice la Universitatea din București, care a făcut un capitol extraordinar. Vreau să spun că este, din informația mea și cred că n-are cine să mă contrazică, prima oară când tracologia românească își intră oarecum în drepturi după HD-ul. Deci, faceți un calcul. Practic, HD-ul nu mai face tracologie din 1888, de la moartea fiicei sale. Deci o pauză de vreo... 80 de ani. 70-80 de ani. 80 de ani. Da, bine, în care bulgarii, sârbii au mers mai departe. Bulgarii au mers ceva mai devreme. Institutul de tracologie fac observație de la noi și de la ei apare în 72. Da? Deci este un precursor al tracologiei. Sigur, el la un moment dat n-a mai fost citat pentru că a emigrat în Germania. Bun, și cum era la comuniști, nu se mai era nomen odiosum și așa mai departe. Haideți să ne întoarcem la toponimele noastre. Poghirc face o foarte bună introducere, o foarte bună introducere în problematica toponimiei românești în contextul moștenirii autohtone în general. Da? Și are aici o primă listă, fac observația și el folosește în reconstituirile care le face, de fonetică și așa mai departe, tot ceea ce spun lingviștii bulgari.
Da? Deci și el îi folosește. De ce? Pentru că deja la ora aceea, în anii 60, ei erau mult mai avansați decât noi pe acest studiu. Deci asta se vede și aici. Și are prima listă de elemente toponimice. Pot să citesc așa, să citesc câteva. Foarte bine făcute. Da? De exemplu, hidronime. Ampoi, Argeș, Buzău, Bârzava, Dunărea, evident Dunărea, Criș, Gilort, Mureș, Olt, Siret, sunt multe. Nu sunt foarte multe, dar sunt mult mai multe după părerea mea, dar era un început foarte bun. Ei, aflați că după acest început, în toponimia românească veche, deci studiile de toponimie românească veche, nu s-a mai făcut nimic. Nimic. Poate cu o singură excepție, Vasile Frățilă, la un moment dat, cred că prin anii 80, are o carte despre toponimia Banatului. Dar atât, o bucățică pe această toponimie, și acolo folosește într-adevăr aceste cuceriri privind toponimia veche. Este un caz izolat, adică știi ce se întâmplă în toponimia românească, sau în studiile privind toponimia românească, practic sunt numai două lucrări mari, deci de anvergură. Una îi aparține lui Nicolae Drăganu în 1933, românii din veacurile, nu mai se minte cât, pe baza toponimiei și onomasticii, precedate de o carte despre toponimia Ardealului, dar asta este cartea lui de bază, 1933, și Iorgu Iordan, toponimia românească din 1966, dacă nu mă înșală memoria. Dar, iară scuzați prin sinceritatea, ele erau deja depășite când au fost publicate, adică în 1933, deja se lucrase mult pe toponimia arhaică. Drăganu nu cunoaște nimic din studiile astea. Nu cunoaște nici destul de grav, nu? Iorgu Iordan, care era un din mare lingviști. Da. O spun cu regret. Paradoxal însă, Iorgu Iordan propune acolo la un moment dat că ar fi autohton, dar un derivat românesc, Moldova, o derivă din molid, plus sufixul ova, ceea ce mi se pare o explicație cam stângace, ca să fiu sincer. Adică Moldova n-are cum să vină din molid. E adevărat că molid este un cuvânt autohton, dar nu așa se lucrează la modul serios. Analiza toponimică vorbesc. Corect. Haideți să trecem la toponime românești. Românești, da, cu române. Da, ele sunt foarte multe. Eu, problema mea a fost când am început acum să studiez sistematic toponime, de fapt tot acum vreo 40 de ani. Pentru că am mers mână în mână cu... O nimica toată, 40 de ani, nu? Cu lexicul românesc, pentru că ele se leagă, nu? Toponimia, în fond... Evident. Face și aparte din moștenirea, dacă analizezi lexicul preroman, ajungi și la toponimia preromană, că nu se poate una fără alta. Eu am fost foarte surprins la un moment dat de... Cum să spun? De foarte răspândită părere, nu știu dacă e unanimă, apoi fie gvasi unanim, oricum majoritară, că în toponimia românească nu s-ar păstra direct, prin transmisie directă toponime preromane și toate vin prin intermediar slav sau prin intermediar maghiar. Asta este o aberație. Singurul toponim pe zona de sud a României, de fapt un hidronim, care ai putea să bănuiești că ar fi prin intermediar slav, este Olt, deoarece el în antichitate este Alutus. Da. Păi este Alutus, pentru că așa l-au scris scritoria greci și romani. Dar nimeni nu știe exact cum îl pronunțau tracii. Puteau să-l pronunțe Olutus, Oltus și așa mai departe. Deci, ca să crezi că ai un intermediar slav, ar trebui să ai, nu pe această hidronimie majoră sud-românească, acelea situații. Ori Argeșul nu trădează nicio influență slavă. Dunărea nu trădează influență slavă. Se spunea Istru, Danubius, care sunt... Da, asta era denumirea grecilor. În mod evident, Dunăre este denumirea... ei cred că pronunțau, pe reconstrucția mea, Danare, cu a lung. Chiar asta vreau să vă spun, că prima formă este lung. Danare. Da, e era cumva... Danubius, Danare, iar acel a lung...
Purtătorii de nord, da. Acel alung, în epoca post-clasică, trece prin O, faza U, după care U. Pentru că avem aceeași influență fonetică, evoluție fonetică și în cazul lui Mureș. Mureș, Marisia cu alung, iarăși U. Păi U ăla nu se explică prin maghiară. Asta e o aberație. Nu știu cine a scos chestiile astea. Eventual, probabil, lingviștii maghiari, ca să spună că românii au venit după, nu că e teoria. Dar pe analiză lingvistică serioasă, nu politică, nu reiese așa ceva. Și ca atare, în clipa când mi-am clarificat niște elemente, niște repere, am început să studiez la bani mărunți. Și ce constatăm la bani mărunți? Vă dau câteva exemple sau relevante. Avem două râuri, Strei și Stremț, în Ardeal. Avem râul Struma din Bulgaria, anticul Strimon. Păi nu e aceeași sonoritate, este quasi identică. Strei și Stremț nu figurează pe nicio listă toponimică veche. Păi cum să n-o pui? Că doar este aceeași situație, se vede. Interesant este că alte două hidronime erudite, Siret și Siriu, aceeași rădăcină indo-europeană, ser, acurge. Asta e semnificația, acurge. Da. Acurge. Unde avem sirmium în zona mai vestică, da? Nu are aceeași evoluție fonetică, deci eu aici identific o diferență dialectală între arealul de est, probabil de o posibilă influență iranică, sau pur și simplu o dezvoltare dialectală față de dialectele trace din Ardeal, care, observați, ele merg cu arealul sud-dunărean, nu merg cu arealul estic. Foarte interesant. Pe legăturile... Și asta dovedește că acest areal dintre Carpați, Dunăre și zona de la sud de Dunăre au avut niște legături. Și persistă în multe, domnule. Și persistă și, da? Asta a fost un exemplu. Al doilea, v-am spus, Marisia Mureș, Danaris Dunăre, aceeași evoluție fonetică. Și atunci am început să-mi clarific niște... Ceea ce este foarte interesant este că în timpul săpăturilor făcute cu împreună cu... De fapt, eu asistam la săpăturile făcute de către marele profesor Sabin Luca la Tărtăria, localnicii din zonă, pentru că Tărtăria pe malul Mureșului, nu spuneau Mureș, spuneau Maris. Bine, poate să fie... Lucru care inițial pe mine m-a derutat și am spus, stai că vorbim despre mă. Și mi-am dat seama că, de fapt, ei păstrau vechea denumire. Poate să fie o influență cultică, livrescă. Erau niște oameni în vârstă, participau și ei la săpături. Nu știu să zic, m-ați lăsat puțin nepregătit. Eu cred că e influență cultă pentru că, în general, acest A lung din tracă evoluează în română spre O sau spre U. Da? Și am să vă dau un alt exemplu, din lexic. Și vorbim despre lexicul trac. Vorbim despre lexicul românesc de origine trac. De origine trac. Mumă. Așa. Mamă este din latină, e mama. Maică este din slav. Ca așa au și sârbi, au și... Ce e cu mumă asta? Mumă asta este tracodacul mama, tot cu alung. Și avem și varianta dialectală momă, în codru moma. Mumă, care este un cuvânt specific basmelor. Poveștilor populare. Acum, da, e bolintineanul mumă. Inițial, probabil că era un cuvânt, el a fost în concurență cu mamă, de origine latină, și întotdeauna când această concurență a fost, a fost acerbă, elementul latin a câștigat, cel trac a trecut în... Dar n-a dispărut. Dar n-a dispărut. Să știți că în Moldova se spune mumă și chiar vreau să vă spun acolo, că el a rămas mai mult în zona Bucovinei. Posibil să fi decât rămas în Muntenia acolo. Sau în posibil mumă să... e... Da, posibil să fi rămas în anumite zone dialectale ca forma tipică, forma... Și asta se spune mumă. Și asta și corespunde cu arealul unde romanizarea a fost mai târziu, a fost secundară. E foarte posibil. Deci, vedeți că toate lucrurile se leagă. Toponimia merge în mână-mână cu lexicul, evoluțiile fonetice sunt similare, dacă nu identice, și cuvintele ies la iveală unul câte unul. De aici, Criș. Așa, că vreau să vă arunc, Criș. Zaran, Criș. Criș.
Criș, l-am văzut că n-am mai luat pentru că deja erau prea multe, în dicționarul etimologic, este un dicționar etimologic mondial, da? Făcut de un lingvist ungur, Lajos Kiss, bun dicționarul, pentru că cel puțin cele mai multe forme sunt din Europa, deci lucrurile merg foarte bine până ajung la teritoriul Ungariei și României. Acolo tot ce e în Ardeal este prin intermediar maghiar. Păi n-are cum să fie așa, pentru că Criș în maghiară este Körös. Ori Criș n-are cum să vină din Körös. Este exact invers. De ce? Pentru că maghiara, pe secvențe consonantice, are acea vocală intermediară pe care o intercalează, nu? Din, de exemplu, din slavul Blato, mocirlă, mlaștină, este Balaton. Balaton, da? Deci intercalează vocala. Există, într-adevăr, din maghiară, dacă facem analiză serioasă de și la noi se păstrează Bahna, care înseamnă da, mociros. Da. Există într-adevăr un râuleț, un pârâu în acea zonă a Crișilor numit Kürös. Păi Kürös, da, vine din maghiară. Vine din Kürös. Dar vine, cum să spun, secundar într-o epocă mai nouă. Criș nu are cum și să vină din maghiar. Este absurd să crezi că Criș vine prin intermediar maghiar. N-ai niciun motiv să crezi așa. Sigur că, probabil, mi s-a întâmplat asta. Lingviștii maghiari să creadă că eu sunt anti-maghiar. Nu e adevărat, nu sunt anti-maghiar. Eu fac analiză pe fapte, nu pe prostii politice. Da. Da? Mi-a și spus-o, fac o paranteză, un coleg traducător, nu-i dau numele, că ar fi mai bine să mă ocup de traduceri din cehă, că nu mă pricep la lingvistică. Și am spus, eu zic că le fac bine pe amândouă acum, o să judece alții care chiar se pricep la lingvistică și pot să facă apreciere. Și Criș este tragic. Este tragic, fără doar și poate. Fără doar și poate, mai ales că această tipologie cre-cri, o avem și în cuvântul tot autohton, creț. Creț. Creț este cuvânt autohton, rudă cu Criș, nu ce înseamnă crez, nu că ești așa, ești ondulat. Buclat, așa, da. Da. Și așa este și Criș, uitați-vă pe hartă, da. Are un curs ondulat. Deci, se leagă. Te uiți puțin pe hartă, vezi, analizezi. Deci avem Criș, avem Creț. Două cuvinte care vin din substrat. Nu e nimic extraordinar. Multor se pare, domnule, bate. Nu, așa este și la sud de... Cum reprezentați dumneavoastră, sunt logice și cursive. Vreau să mai atrag atenția, sigur că toponimia are și capcane, mici capcane sau mari capcane. De exemplu, la sud de Dunăre, în Bosnia, există și un râu și o localitate, Vrbas. În limbile slave, vârba înseamnă salcie. Salcie. La prima vedere, când te duci pe un areal slav și vezi că o localitate sau nu se cheamă Vârba, să zice, dom'le, vine din Vârba. Salcie. Nu. Vine din anticul Urbanus Urbanus. Cu atestare. Avem un caz fericit când avem atestare. Și este ceea ce se cheamă substituție etimologică. Ușurată de etimologia populară, nu? Că vorbitorii de sârbă curată din zonă, sigur că asociază Vârbas de Vârba, că e inevitabil asocierea. Dar el nu provine din Vârbas. Provine din anticul Urbanus, deformat, sigur, în pronunție de-a lungul secolelor de pronunția slavă. Și mai este un exemplu frumos. Tot de la sud de Dunăre. De fapt, din arealul de vest, din Slovenia. Nu? Râul care curge prin... Ljubljana este Ljubljanița. Ljubljana. Zice, dom'le, Ljubljana este cu iubiti, cu a iubi. Nu. Vine din numele zeiței antice Lablana, care a fost deformat prin etimologie populară și substituție etimologică prin Ljubljana, care evident este apropiat de vorbitorii slav, de iubiti. Deci, astea sunt frumusețile analizei toponimice și etimologice. Să-ți dai seama, dar astea sunt știute, le-au analizat deja ei, lingviștii din fosta Iugoslavie. Zarand, haide să trecem. Zarand este, și după părerea mea, un cuvânt, un toponim, oronim, nu în cazul de față, din fondul preroman, și are o corespondență quasi identică în zona Iranului. Zirind, Zarand, Zar, Aur.
rădăcina Aur, și care corespunde cu situația locului, că acolo sunt zone, în zone aurifere. Tot la fel, Zlatna, Zlatna, localitatea Zlatna, da. Ăla este slavism și este clar legat de Zlato Aur. Dar este stratul mai nou. Să zici că lingvistic... Format pe stratul tracic. Format, sigur, pe zonă, s-a calculat, da. Aurar și așa mai departe. Să zici că analiza etimologică, inclusiv în toponime, dacă e bine făcută, observă toate aceste straturi. Și nu sunt, ca să, aici nu e contribuția mea sau invenția mea, Scole a analizat foarte frumos pe zona adriatică, repet, cartea lui mi se pare absolut extraordinară și nu pot decât să regret. E adevărat că e scrisă într-o limbă mai puțin accesibilă, este în croată, dar e scrie cu alfabet latin, măcar citește exemplele și tot... Da. Mai ales că slaviștii care știu croată în România nu sunt chiar așa de puțin. Sunt mulți știutori de... Jiu? Jiu. Jiul trece și Poghirc în volumul 2 al istoriei sale. El este bănuit un slavism, deoarece în limbile slave Jiv, da, zvează viu. Și ar fi râul viu, cum ar fi. Da, dar ce facem cu Jijia? Care este cu reduplicare tot de la aceeași rădăcină. Da? Deci, după părerea mea, nu este un slavism, este rudă cu Jijia și este un hidronim preroman, deci tracodac, cu etimologie neclară. Etimologia, într-adevăr, nu este clară, nici mie nu este clară, dar asta nu semnează că n-am motive să-l bănuiesc un hidronim autohton. Nu întotdeauna etimologia este foarte clară, domnul Tonița, dar analiza comparativă te poate conduce la ideea că este probabil sau este cert un element autohton, fără să ai un etimon, deci un cuvânt de origine așa care îți iese din prima, așa. Mai săpăm, mai analizăm, mai... Bărăgan, Baraolt? Bărăgan, Baraolt, aici discuțiile, eu l-am menționat în dicționarul meu, rădăcina bar. Aici sunt mai multe explicații. Bărăganul ăsta, repet, în antichitate, bărăganul era un codru de nepătruns. Deci tot ce asta era semnificația. Și spun, romanii menționează că... Nu, deci nu există. Deci între București și Fetești era un codru de nepătruns. Codrul Gedic, după aia codrul Vlăsiei s-a numit după aia. Defrișarea lui s-a făcut în Evul Mediu prin avansarea otomanilor. Dar, fiindcă deci n-aș putea să vă dau un răspuns tranșant. Unde cred că o să mă atace iarăși lingviștii maghiari, poate nu o să mă crezi, nu știu, anticipez, nu? Pentru că am negat originea maghiară a cuvântului oraș și implicit originea maghiară a lui uriaș, precum și a cum să spun, toponimelor derivate din asta, de pildă Orșova. Orșova, da. Rădăcina este tot ca în oraș. Știți care este problema? Rădăcina oraș apare în 7 toponime identificate de mine din tot arealul sud-slav, mai ales în fostă Iugoslavie, Bosnia, Serbia, Croația, Orașați. Păi Orașați, numai faptul că există aceste toponime în acest areal, este cea mai toponime, deci cu sensul de localitate anumită Orașați, cu sufixul aț, foarte frecvent în toponimia sârbo-croată, nu? Vârșați, Craguievaț și așa mai departe. Neagă numai acest detaliu neagă ipoteza originii maghiare. Nu că eu aș avea ceva cu originea maghiară, dar nu iese pe analiză etimologică. Pe analiză etimologică, Varoș nu poate avea rezultatul în română oraș. Niciodată. Mai mult, avem atestate în toponimia tracodacă, listea lui Decev, da, completate și cu cea mai lucrat recent onomastic cum trage cum Dandama și alții lingviști bulgare. Avem toponime de tipul Ora Oros Oron. Păi Ora Oros Oron ăsta te cam duce la oraș inevitabil. Mai avem și alții, Urbriana, deci cu Ur, da? Iar rădăcina toponimică Ur. În timp ce etimologia cuvântului maghiar var, cetate, de unde ar deriva varoș, este necunoscută. Ei, în dicționarul etimologic maghiar, îl presupun derivat din persan var. Da, dar de la vechea persană până la maghiară
nu ai liantul de legătură, cuvântul nu se află în, în arealul neo-persan, adică din limbile iranice de la nordul Mării Negre. Ori ipoteza este foarte, foarte șubredă. E adevărat, există de origine maghiară un cuvânt foarte interesant care se răspândește la sârbi și la bulgari, varoș, care însemnează târg. Târg, deci este partea negustorească a unui oraș. Acolo originea maghiară e clară. N-ai niciun dubiu. Problema este de unde vine varoș. Acolo e problema. Da? Și nu iese. Plus că oraș, dialectar uraș, rimează cu oriaș, uriaș, dialectal oriaș. Vedeți că este pe invers, da? Deci forma dialectală la cele două cuvinte este pe invers, care la rândul său se leagă cu toponimele. Oradea. Oradea. Oradea este evident rudă cu aceeași rădăcină Orșova oraș. Se și, vedeți, aici este o cum se cheamă, tautologie toponimică. Oradea mare este denumirea tradițională. Deci acel cuvânt mare traduce sensul vechi al toponimului, adică mare, sensul mare, mare. Foarte interesant. Repet, s-ar putea ca lingviștii, colegii maghiari să se supere, să zică, să creadă că eu sunt animă. Eu nu sunt animă maghiar, repet. Eu merg pe niște fapte, le analizez și trag niște concluzii. Asta cu supăratul... Nu, știi de ce spun asta? Eu despre oraș am scris din cartea care o tot citeam, Bizanțion aia, am extras paginile despre oraș și le-am făcut un studiu, le-am dat fostului meu profesor, bun slavist, în ultima parte a vieții convertit la tracologie, poate am mai vorbit despre asta, Gheorghe Mihăilă, care a scris minunate studii de tracologie, slavist serios, știa slavă veche, mult mai bine decât mine, da? Și am dat articolul și după câteva zile ne-am întâlnit și mi-a spus, știi, dragă, era jovial așa, era simpatic. Și, dragă, nu poți nega originea unui cuvânt pe argumente patriotice. Și eu m-am spus, sunt surprins de folosirea cuvântului patriot în context, pentru că acolo dăduse niște argumente lingvistice, științifice, adică putea să-mi spună, domnule, n-ai dreptate, uite, deoarece... Așa nu merge, așa nu merge. Și m-am lăsat puțin descumpănit, pentru că e sigur că, domnule, apropo de patriotism, sigur că dacă vrem să studiem vechimile astea românești, tracodace, trebuie să ai o simpatie pentru domeniu. Nu poți să faci tracologie cu ură. Nu? Să studiezi vechimile tracodace urându-i pe dați sau urându-i pe trai. Da. Sau disprețuindu-i sau bășcălindu-i, cum fac mulți. Și vor, pe sigur că trebuie să intri puțin, să-ți placă puțin cultura, să încerci să-ți placă, să o înțelegi. Dom'le, de ce era așa? Și pe mine m-a descumpărit reacția. Sigur, mi-am luat articolul, eu mi-am văzut de drumurile mele. A fost o versiune engleză care am publicat-o. Mă rog, n-are importanță. Eu mențin în continuare ideea că secvența oraș, uraș, uriaș, oriaș, Oradea, Orșova și toată seria orașați din anealul sud-slav, care vine din oraș, perpetuează cuvinte tracodace, ba mai mult se pare că această rădăcină or-ur provine din fondul pre-european. Să știți că eu am ajuns la această concluzie, primul care l-am citit eu, care identifică această rădăcină or-ur ca fiind pre-indo-europeană, este un lingvist francez pe care simt nevoia să-l citesc, pentru că este un mare lingvist și care a și scris ulterior despre toponimia Franței în general. În 1950, exact anul în care și Scoc a publicat cartea menționată, era publicat o carte groasă, o am acasă xeroxată, Essai sur la toponymie de la Provence. Eseu despre toponimia din Provence. Și acolo prima parte, după partea introductivă, are cea mai consistentă parte în lucrarea lui, este dedicată toponimiei pre-indo-europene din Provence, deci din sudul Franței. Și acolo analizează inclusiv această rădăcină or-ur, și care m-a șocat când am citat-o, pentru că are foarte multe corespondențe pe acest areal
Știți, ca un paradox, unde se pare că e cea mai nordică răspândire a acestei rădăcini în Ur? În numele cantonului elvețian Uri. Există un canton elvețian Uri, în zona alpină, de munți înalți, și care corespunde exact... Nu spun eu asta. Nu, deci nu spun eu asta, o spun alții care au studiat această toponimie arhaică europeană. Da? Asta se pare că e cel mai nordic punct în care acest strat lingvistic neolitic se urcă spre nord. Și orașul antic Ur. Acum, cu Ur, să știți că el este menționat în studiile astea. La prima vedere pare asemănare întâmplătoare. Ce să caute orașul Ur din Ur-Uruk? Fi... Coincidență. S-ar putea să nu fie coincidență. Evident că nu e coincidență. S-ar putea să nu fie coincidență și știți de ce? Pentru că dacă pornim de la ideea că această revoluție neolitică, oamenii aia vorbeau o limbă și ei, evident, da? Se înțelegeau cumva. Da, da. Dacă această revoluție neolitică a pornit din Anatolia și din fertila Semilună și s-a dus spre est și spre vest, da, spre est și spre vest, iar limba vorbită de acești oameni avea, conținea cuvintele cu or, cu sensul mare, înalt, uriaș, uriaș, nu, inclusiv gigantul din poveste, la uriaș. Ea s-a dus și spre est cu aceeași limbă. Și atunci, fiind o rădăcină tipică pentru toponime, s-a numit Uri în zona alpină, s-a numit Uruk în zona sumeriană. S-ar putea să nu fie întâmplare. S-ar putea să fie chiar perpetuarea aceste rădăcini pe un areal foarte, foarte mare și care ajunge până în zona bașilor, acolo însă nu vreau să discut pentru că nu cunosc limba bască, sunt în discuții cu oameni care cunosc limba bască. Bihor. Bihor s-ar putea să fie de asemenea un toponim autohton. Dacă nu mă înșel încă din anii studenției și după aceea când discutam chiar cu Poghir, că ar putea să fie, nu, avem Bihara în India, o regiune. Știți care este problema la Bihor? Aici este acel H. Foremul H. În funcție de interpretare, în funcție de, da, cum s-a filtrat. Nu e foarte clară etimologia. De sonoritate. De sonoritate. Eu am și în această carte și în dicționar o argumentare și într-un studiu separat publicat acum câțiva ani. Foarte mulți au impresia că fonemul H este de influență slavă. Eu am încercat să arăt că, și asta e o chestie știută, nu e invenția mea, limbile nu împrumută foneme, sunete. Limbile împrumută cuvinte pe care le adaptează pronunției lor, dacă structura fonetică, nu, inventarul fonetic al limbilor, nu conține acel sunet, acel fonem. Și cea mai bună dovadă este că acest fonem H apare în română, vorbesc acum, apare în foarte multe foneme, cuvinte care nu sunt de origine slavă. Și ce este mai interesant, el alternează cu F. Da? Deci prah, praf. Nu spunem prah, spunem praf. Deci el a fost mutat în alt sunet. Mai spune buhor. Da, buhor, se poate. Buhor. Deci, după părerea mea, extinderea asta automată al unor principii lingvistice, nu, H nu exista nu mai exista în latină. Deci H dispare deja în latina clasică și ca atare latina post-clasică din care vin toate limbile romanice, nu mai conținea. El se mai scrie în franceză, dar se scrie etimologic. Deja nu se mai pronunța la momentul respectiv. Preluarea automată a unor, cum să spun, unor principii fără să studiez dacă sunt adevărate, mi se pare păcătoasă. De exemplu, limba română nu poate să aibă bv intervocalic și nu poate să aibă l intervocalic, deoarece bv trebuie să pice, ca în latină, iar l trebuie să l intervocalic să rotatizeze, tot ca în latină. Pentru că, nu, elementele autohtone sunt la fel de vechi. Păi la prima vedere pare coerentă afirmația, dar în clipa când te-a pus să studiezi pe concret, situația este altfel. BV dispare în latină, în elementele, cuvintele latine, deoarece avea o poziție slabă deja în latina postclasică. Și asta se vede pe tot arealul, iar L intervocalic rotatizează tocmai pentru că avea L simplu, deci L slab. Da?
Tocmai pentru că avea o situație aparte în latina postclasică. Cea mai bună dovadă este că avem, și astea sunt acceptate și de Poghil și de alții, păi avem balaur. Bală, balaur. Păi e cu lui intervocalic. Nimeni nu se mai îndoiește astăzi că bală... Tribalii, era un trib foarte... Da, tribalii, trei balauri. Trei balauri. Care erau în sudul Dunării. Da, pe Dunăre. Da, și la sud un pic. Trei balauri. Păi nimeni nu se mai îndoiește. De unde apare și miticul balaur cu trei capete, da. Da, da. Bală, balaur este cuvânt autohton. Păi cu lui intervocalic, deci nu mai autohton. Avem abur. Nimeni nu se mai îndoiește că abur este cuvânt autohton. Păi cu bâi intervocalic. Îl scoatem și pe ăsta din listă și dacă te uiți și adaugi, căciulă. E cu lui intervocalic. Toată lumea acum e de acord că căciulă este cuvânt autohton. Foarte românesc. Din bagajul dacic. Da. Dacic. Și de aici, de la aceste premise complet greșite, să știi că se trag inevitabil concluzii greșite, că n-ai cum să faci, pornești prost la drum și ieși bine, asta nu se prea întâmplă. Bună, da. Nu se prea întâmplă. Este și motivul pentru care și aici vreau să ajung. Deva. Așa. Nu Deva, un oraș frumos, cu o cetate încă se... Păi, dumne, Deva este anticul Dava Deva. Cuvânt intervocale. Păi da, cuvânt intervocale, pentru că el nu trebuie să dispară de elemente autohtone. Mai mult, și asta se rimează cu ce spuneam mai devreme despre Strei Strems față de Struma în Bulgaria, nu? Deva are paralel la sud de Dunăre Plovdiv, Pulpu Deva, orașul lui Filip, calc se pare din greacă. Pilipopolis, Pulpu Deva, Plovdiv. Da? Vedeți că acest Deva-Dava se păstrează și la sud de Dunăre în forma div, nu al doilea element compus. Singura discuție ca să concluzionez, a spune că Deva, orașul Deva din România, toponimul Deva, are altă origine decât Tragodac, dacă mi se pare o prostie. Că e slavul Deava, fată, nu e prostii. Prostii. Singura problemă la Plovdiv, pe care a încercat să o explice marele lingvist bulgar Ivan Duridanov, pe care l-am cunoscut și personal, era un bătrân absolut simpatic, știa și română. Dacă Plovdiv provine direct din tracă, deci dintr-un idiom trac încă vorbit la momentul secolului 5-6, sau este prin intermediar romanic, adică românesc. El argumentează că este direct din tracă. Aici n-am cum să... E plauzibil, adică faptul că la nivelul secolului 5-6 tracă încă se vorbea, eu nu am dubiu. Că Plovdiv vine direct din tracă, n-am cum să știu. Ar trebui să avem și alte argumente că la momentul respectiv... E un termen pe care eu l-am căutat multă vreme și împreună cu profesorul Ghinoiu, Ion Ghinoiu, și ca fenomen, și ca eveniment, și ca importanță. Sunt nedeile, nedeia. Da, dar nedeia este un strat mai nou. Da, stratul vechi care ar fi, pentru că totuși sunt sărbătorile muntelui, sunt legate... Nu, cred că este un strat mai nou, este slavism. Acum, că el calchează niște elemente mai vechi, n-aș putea să vă spun că nu am studiat problema... Este mai degrabă o chestiune de folclor, de credințe, unde Ion Ghinoiu, pe care îl simpatizez de asemenea foarte mult, a lucrat mult mai mult decât mine. Deci, etimologic, eu sunt lingvist. Corect, din punctul ăsta. Lingviștii, ca și arheologii, fiecare cum au o problemă. Ei trebuie să discute pe fapte. Că sunt capabili să explice bine sau mai puțin bine, e altă discuție. Eu în Nedea nu văd un element autohton. Etimologic. Rădăcină. Da. El este un slavism. Acum, dacă, cum să spun, cultic, da? El continuă elemente mai vechi. Asta se poate, că știți cum ar fi ideal ca arheologia, istoria și lingvistica să se îmbine așa perfect. Să studieze la un moment dat interdisciplinar logică. Să știți că studiul interdisciplinar este absolut esențial și este și motivul pentru care în 2009 și ulterior acum un an, de fapt era gata din 2018-2019, inițial cu Eugen Silviu Teodor, ulterior cu Florin Curta, am făcut două lucrări interdisciplinare, arheologie lingvistică, despre slavi.
În 2018, cu Cătălin Borangi și cu Alexandra Comșa, tot o lucrare interdisciplinară despre tracodaci. După părerea mea, cercetarea interdisciplinară este absolut necesară. Mai ales pe asemenea domenii, domne, cu anumite dificultate, adică civilizația tracilor, a tracodacilor inclusiv, transmiterea fondului autohton. Astea nu sunt chestiuni ușoare. Sunt chestiuni grele. Ori dacă nu se întâlnesc lingviștii și arheologii, lucrurile nu au cum să iasă bine. Este și marea mea supărare. S-ar putea să se supere iarăși cineva pe mine. Din 2004, Institutul de Tracologie, care pornise la drum pe cercetare interdisciplinară, da, preponderent interdisciplinară, cu conferințe naționale, naționale periodice, s-a transformat într-un cerc închis în care Dumnezeu știe ce se studiază acolo, nu știu. Da? Știu că la Bulgaria a rămas. La Bulgaria a rămas și el a fuzionat cu Institutul de Balcanistică, dar el funcționează. Și la noi cu Institutul Pârvan. Da, știi ce se întâmplă? Faptul că ai fuzionat nu este o chestie de randamentă. Ok, e o chestie și financiară, să ai... Important este, cum să spun, cu ce vii pe tarabă, cum se zice vulgar. Dom'le, ce preziți pe tarabă? Asta. Ce studii să încerci? Că dacă Institutul de Tracologie fuzionat, nefuzionat, da? 2004, 2024, 20 de ani. Ar fi venit cu un vraf de cărți, nu știu, 10 cărți, 20 de cărți. Una pe an, cel puțin. Sună jos pălăria. Ok. Eu nu le cunosc, nu știu dacă a mai apărut, apare revista în continuare și un tâc și un tâc. Și oricum, dialogul interdisciplinar nu există. Acum, sincer să fiu, nu știu cu cine l-ar face ăsta interdisciplinar, pentru că arheologi, istorici care se ocupă de traci, de tracodaci, mai găsești. Mai găsești. Mai greu, dar e greu. Lingviști, să-mi ierte Dumnezeu. În afară de mine, nu știu pe cine să menționez. Pe Adrian Poruciuc de la Iași. Da, care e un profesor. Dar avem și noi o vârstă, și eu și Poruciuc ne apropiem așa. Suntem pensionari amândoi. Trebuie să vă faceți trebole, că nu știu cine va merge. Suntem pensionari amândoi. Ardeal. E, cu Ardeal să știți că e o poveste, iarăși o să se supere pe mine. Cineva se va supăra oricum, așa, sau se va bucura altcineva. Există într-adevăr negarea ideii că Ardeal vine din Erdei. Într-adevăr, evoluția fonetică nu este cușeră. Și mulți au zis că ar fi rădăcina Ard, care într-adevăr, rădăcina toponimică Ard, se găsește pe un areal vechi. După părerea mea, Ardeal trebuie explicat în felul următor. Cum se cheamă în latină? Transilvania, zona de dincolo de păduri. Da? În germana veche medievală se cheamă Überwald. La fel. Überwald, dincolo de păduri, în germană. Ce e cu Ardeal? Nu e cumva prefixul ar și deal? Pentru că dacă pornim de la premiza că Transilvania, Überwald, ulterior în germană, fac o paranteză, s-a extins denumirea Siebenbürgen, 7 cetăți. Pentru că, conform tradiției medievale, Ardealul avea 7 cetăți, care, mă rog, au fost variabile în timp. Păi ce e cu Ardeal ăsta? Nu e cumva aceeași formă Ardeal și ajungem la alte două rădăcini, la Ar și la Deal. Și Deal, ce e? Care e originea lui Deal? Eu spun că ar fi slavism. Eu știu dacă e slavism, pentru că rădăcina Dal-Del, da, apare pe, iarăși pe un areal mare, este o rădăcină toponimică veche, inclusiv în Dalmația. Dalmația. Eu cred că Ardeal este un compus din prefixul ar și deal. Înseamnă, a fost calchiat în latină Transilvania și a fost tradusă, de, vedeți, aceste denumiri sunt echivalente. În maghiară a fost tradus Erdei, Erde, plus sufixul ei, pentru că maghiara, fiind o limbă aglutinată, se adaugă la sfârșitul cuvântului, da? Deci Erdei este tot un calc după Transilvania, Überwald, Ardeal, și se pare că din întâmplare, știți cum este întâmplarea în limbă? Din întâmplare, Erdei sună așa un pic ca Ardeal. Dar să știți că fonetic
nu se pot explica unul din altul. Adică Ardeal nu ți se împrumuta din Erdei și nici Erdei din Ardeal. Deci explicația mea este că Erdei este derivat prin calchiere și calcul lingvistic, să știți că este un fenomen destul de frecvent. Nu? Deci copiezi, traduci expresia străină într-o altă. Erde plus sufixul ei, elv, îți dă exact Erdei, Transilvania, Überwald. Asta e explicația mea. Trebuie menționat că niciodată nu au existat consecutiv, în același timp, 7 cetăți sau 7 cetăți. Nu, nu au existat consecutiv, dar adunate de-a lungul timpului sunt 7. Știți ce se întâmplă? Da. Observați că multe denumiri topice, concomitent, nu consecutiv, concomitent. Concomitent. Multe denumiri topice germane din Ardeal sunt complet diferite față de celelalte. Nu? Brașov, Kronstadt. Așa. Sibiu, Hermannstadt. Da, deci au alte denumiri. Nu, unele sunt, da, similare, dar și ca atare, faptul că ei au numit la un moment dat Siebenbürgen, așa era tradiția medievală atunci. Așa au văzut ei. Iorga spunea, toponimul Ardeal, cetatea munților, derivă de la Hardeal, casa grădină, în limbă dacă. Da, bun. Alt sens este cel de deal, munte, pământ, divin. Da, de bun. Unde avem și grădină. Da. Vine și în sensul de termen. Acum ce să zic, să-l critic pe Iorga, nu îndrăznesc. Eu nici n-am curaj. Nu, nu. Înainte... Nu, eu mențin părerea că Ardeal este derivat Ardeal, dincolo de deal, și este exact același sens ca Transilvania, Überwald. Încă un cuvânt. Sarmi Segetos. Nu puteam să fac emisiunea fără să vă provoc la... Da. Cuvântul nu s-a păstrat. A dezghioca cuvântul. Uzual este considerat un compus, da? Deci un cuvânt sarmis, da? Plus ghetusa, acest ghet poate să fie aceeași rădăcină ca cea din ghet, ai din ghet, da? Denumirea ghetilor. Dar e o presupunere. E o presupunere. Eu personal nu am o etimologie clară pentru Sarmi Segetos, da? O luăm ca atare. Bine, discuția este și dacă trebuie corect era Sarmi Segetos, Segetusa, Segetusa și așa mai departe. Am vorbit și despre Zamolxis. Cum e corect? Zamolxis, Zalmoxis sau Samolxis? Eu cred că forma cea mai veche a fost cu S. Samolxis, restul prin etimologii populare, prin substituții etimologice și așa mai departe. Asta e părerea mea, nu... Și ajuns la o asemenea sonoritate. Da, da. Ajuns la o asemenea sonoritate. Să știți că despre toponimia românească sunt multe de spus. Practic, concluzia mea este concluzia la care ajunge și Petar Skok în cartea lui din 1950, referitor la toponimia adriatică. Foarte multe exemple din toponimia majoră, elmează majoră. Munții, râuri, sunt păstrate dintr-un fond foarte vechi. O parte din toponimia minoră, adică pârâuri, localități mai mici, care e frontiera și de ce? De ce e greu de spus? Pentru că fiecare regiune, fiecare stat a avut o evoluție istorică aparte. Și ca atare ar trebui să reconstitui istoria locului ca să nu dar de ce ăsta s-a păstrat și ăsta nu. Greu de spus. Mergând deseori și făcând filmări acolo și fiind impregnat cu energia locului și cu atmosfera de acolo, Musaios, Buzău. Buzăul, da. Buzău. Trebuie să clarificăm puțin tel și acolo. Nu, după părerea mea, Buzău are o etimologie foarte clară. Grafia oscilantă Buseos-Museos se întâlnește și în alte situații, în felul în care scriitorii antici notează numele trace. Se mai găsește. După părerea mea, Buzău are o etimologie foarte clară, este înrodit cu buză, iar Buzău și buză sunt înrodite cu Bizanțion. Pentru că Bizanțion, conform tradiției, a fost un oraș fondat de tracul Bizes. Da? Buzatul, i-am zice, da? Buzea. Nu există și antroponimul românesc, Buzea. Am avut frații buzești. Da, buzești, Buzea, nu, dar există chiar antroponimul Buzea, nu, era și poetesa, nu, Buzea, și alte nume de familie. Deci aici, după părerea mea, nu avem motive să credem. Deci avem antroponimul vechi atestat, Bizes, avem antroponimul românesc, Buzea,
Buzescu, Buzești și așa mai departe, avem Buzăul și râul și localitatea. Deci rotacizarea cu Musaios. Eu cred că noi lucrăm la Musaios. Musaios este, după părerea mea, o oscilație grafică posibil cauzată și de o apropiere nu bazată pe etimologie, cu vreun cuvânt care suna cu M, nu cu B. Dar, repet, din analiza mea, formele citate formează, eu îi numesc grup etimologic compact. Bizes, Buzea, Buzescu, Buzău. Pentru că în zona respectivă... Buziaș avem și Buziaș, nu? Buziaș. În zona respectivă, în zona Buzăului, este atestată o divinitate menționată de altfel de istorici antici, Musaios. E adevărat, posibil că aceasta... Care e posibil, nu că atât vreme cât râul a fost denumit la un moment dat Musaios, e clar că el a luat numele unei zone sau existau zone limitrofe cu aceeași nume sau cu aceeași menire. Înseamnă că există zona de activă pentru o anumită divinitate. Domnul Tolita, eu v-am dat mai devreme exemplu cu anticul antica divinitate Lublana, care se mută pe numele Ljubljana. Iar prin etimologie populară, Ljubljana este legat de Ljubiti. Se întâmplă în istoria cuvintelor. Adică... Ce nu de la Ljubljana? Interferențele astea care, sigur, în mintea vorbitorilor, interferează și cuvântul poate să, cum să spun, fonetic, să se mute un pic alături. Dar în cazul de față... Este o distorsiune, da? Se distorsionează. Etimologia populară, să zic că e foarte puternică. Și în zilele noastre, adică... cum avem, nu? Renumerație după buget bică, nu remunerație. Că în mintea unui om mai puțin educat, renumerație se leagă de număr, numărul se leagă de bani și așa mai departe. Deci etimologia populară este puternică, în orice epocă istorică. Cred că am folosit în ora asta, mă uitam la ceas, am folosit în ora asta de emisiune mai multe cuvinte antice decât au fost folosite într-o lungă perioadă de timp. Da. Dar cu toate astea, cât de normale, logice și firești pentru noi sunt cotidiene? Unele sunt cotidiene, da, unele sunt cotidiene. Chiar unele toponime, nu, Dunărea, de Dunăre vorbim aproape în fiecare zi, da. Înseamnă asta, domnul profesor, continuitate? A, da, sigur, există continuitate. Domnul Tonita, să știți că problema asta continuă. Știu că vă provoc cu cuvinte mari. Da, și cu noțiuni mari. Și de ce? Dar pot să mă gândesc cu foarte multă încredere, văzând această bogăție de cuvinte antice, care la noi și-au păstrat sensul și forma. Domnul să mă gândesc la continuitate. Vreau să rămânesc un lucru. Bucuros? Întrebările privind continuitatea românilor, că de ei vorbim. Despre ei vorbesc. Nu este nimic spectaculos. Problemele se pun politic. Pentru că la un moment dat, în Austro-Ungaria, România, dar de ce? Nu, haideți să lămurim de ce a apărut această doctrină politică. Că ea n-a apărut, că n-a avut ce face ea, îi poate credea unia. Și răstră și... Noi n-a apărut că n-aveau ce face aia, să ne mai jucăm și noi puțin de aia. Nu. La un moment dat, pentru a, cum să spun, controla administrativ politic, ei au crezut că pot impune o lege, o normă juridică care să interzică dreptul la proprietate celor care au venit mai târziu. Spune că, domnule, dreptul au numai cei care au venit înainte de secolul XII. Adică cine? Maghiarii, secuii și germanii și sași. Sigur că o asemenea lege nu s-a putut impune. Păi vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă la nivel mondial, nu ONU, s-ar fi impus o asemenea lege? Dar vă imaginați cumva că rușii vin din coace de Ural, americanii se retrag în Europa și... Nu, dumneavoastră, sunt prostii. Științific este așa. Continuitate există peste tot în Europa. Poate pe acolo, prin nord, prin... Da, zonele izolate suportă... Continuitatea de habitat este indubitabilă pe un mare areal din Europa. Oriunde. Dar înainte de maghiari nu erau acolo locuitori? Înainte să vină slavii la sud de Dunăre, nu erau locuitori? Asta e absurditate. Continuitatea de habitat e una, continuitatea culturală este altceva. Ele pot interfera, pot fi separate.
Situațiile în Europa unde, să spunem, continuitatea de habitat și lingvistică este practic absolută, este Grecia. Sigur că limba... E la nivel de 100% absolut, exact cum ați spus. Sigur, asta nu înseamnă că greaca de azi este tot una cu greaca homerică. Nu, este mult. Italiana nu mai este tot una cu latina. Limbile s-au transformat. Dar habitatul, cum să spun, uman, corespunde cu continuitatea culturală perfectă. În alte areale, această continuitate este în proncier mai mare sau mai mic în funcție de popor. În cazul românilor, că aici e interesant, nu? Asta era întrebarea. Continuitatea este și de habitat, iar cultural parțială. De ce cultural parțială? Pentru că avem o continuitate de substrat preroman, dar nu avem continuitate totală. Avem în toponime, avem în câteva cuvinte ale limbii române și avem după aia latina, care impune și ea. Și analiza lingvistică asta ne arată că avem un strat foarte vechi, da? Substrat. Iar substratul foarte vechi ăsta are două componente, unul pre-indo-european, unul indo-european, avem substratul roman și după aia avem perioada migrațiilor, cu tot ce a însemnat ea, cu neclaritățile care încă sunt, nu? Cum s-au creat slavii, care este procesul lor de etnogeneză și așa mai departe. Deci, va trebui să facem o emisiune separat. Pentru continuitatea, să știți că e o falsă problemă. Oriunde, nu numai în ceea ce îi privește pe români. Este o falsă problemă, este o problemă politică, în care întrebarea asta, românii s-au format la sud de Dunăre, la Dunăre, asta e o prostie, s-au format peste tot. Pentru că toate popoarele romanice, inclusiv românii, s-au format prin strângere, nu prin expansiune. Nu? Din vechiul areal unde se vorbea latina, s-a mai păsat cam jumate. Putem, sigur, dezvolta într-o emisiune întreagă problema asta. Evident că, știți cum spunea Iorga, că suntem o oază de latinism într-o lume a slavilor. Cred că am putea continua câteva săptămâni bune de acum încolo, dar noi trebuie să încheiem emisiunea. Promitem că vom reveni cu astfel de subiecte la fel de interesante în încercarea de a înțelege, dar mai ales de a prezenta anumite lucruri pe care nu le veți întâlni în alte părți, pentru că, na, vedeți dumneavoastră, în puțină lume se ocupă de astfel de subiecte la modul serios. Cu siguranță continuăm cu astfel de subiecte, domnule profesor, mulțumesc mult și, repetând, la câte cuvinte antice s-au folosit aici, cred că va trebui să venim și cu alți termeni. E dicționarul ăsta aproape, în mână parte din dicționar. Da. Cu plăcere, sigur, putem face oricâte discuții. Mulțumesc mult, o zi bună să aveți, ne revedem la o emisiune următoare.